Salutare, oameni buni, și bine ați revenit! Astăzi discutăm din nou despre un telefon lansat în premieră în România. Lansează Xiaomi astăzi 12T și 12T Pro, o nouă serie, a treia pe anul ăsta, pentru că la început de an au lansat 12 și 12 Pro, apoi au venit cu modelul S, 12S și 12S Pro și acum 12T și 12T Pro. E adevărat că 12S și 12S Pro n-au ieșit din China, adică au ieșit foarte puțin, iar la noi nu cred că s-au găsit. Deși 12S Ultra este cel mai lăudat și apreciat telefon al lor. Cred că Ultra se găsește, dar este adus așa pe sub mână doar pentru cei care îl vor neapărat. Unele magazine așa au modelul de business. În loc să fie partenere cu Xiaomi și să aducă legal telefoanele, se duc în China, le iau din surse, le iau de pe AliExpress, le iau din alte surse și le vând ca și cum ar fi. Problema cu ăștia apare când ai nevoie de service, când ai nevoie de garanție, când ai nevoie de o reparație. Aici apare, mereu să zic că utilizarea necorespunzătoare, nu suntem de acord, tot felul de chestii care să arunce costurile pe utilizator. Faza e următoarea. 12T și 12T Pro vin oficial și bineînțeles că seria T nu are model Ultra, acum nu au avut nici 12 Ultra, adică ne pare rău, asta e, Ultra rămâne doar cel din seria S. Diferențele sunt mici, dar există. Ca să vă dau un exemplu, ecranul care era înainte 6,73 inch nu mai este acum și avea și o rezoluție mare 3200x1440. Acum modelul Pro are un pic peste 1080. Are ceva de genul 2700x1220, adică ei zic 1220p, dar încă nu există rezoluția 1220p. Este un Full HD plus, ca să zic așa. Ok, e un ecran bun, este OLED, avem caracteristici, tot ce ne trebuie, o să facem și testul respectiv. Noutatea cea mai mare pe care o aduce 12T Pro este camera de 200 de megapixeli. Camera aia chiar contează, se vede diferența, vine la foarte scurt timp după Motorola Edge 30 Ultra care a adus camera asta și iată o nouă implementare a modulului realizat de Samsung. Același modul, dar e foarte mișto realizat, adică poți să faci fotografie cu tetra binning, adică pixelii 4 câte 4 uniți ca să prindă mai multă lumină și atunci face 50 de megapixeli, se cheamă Ultra HD opțiunea asta, sau poți face poze cu toți 200 de megapixeli, adică Ultra HD 200 de megapixeli fără binning deloc, sau poți să faci în mod normal cu 12,5 megapixeli când sunt 16 pixeli apropiați uniți, adică e o nebunie totală. Evident că pentru pozele de noapte e o foarte utilă tehnologie, alte poze în care în condiții de lumină slabă. O să vă arăt, facem testul de foto-video și acolo discutăm și despre cum arată pozele în lumină slabă, ziua, filmări și așa mai departe. Camera de 200 de megapixeli are stabilizare optică integrată, deci pentru prima dată Xiaomi nu se face ca uitași de partea asta și au stabilizare optică și pe asta. Dar este adevărat că față de celelalte două modele, ceilalți doi senzori foto sunt apatici, ca să zic așa, 8 megapixel ultra-wide și 2 megapixel senzor de adâncime de câmp. Acum, pe celelalte și modelul cel mai, cum să spun eu, atractiv din punct de vedere foto-video, părea să fie 12 Pro. De ce? Pentru că el avea camere de 50 toate, 50 principale, 50 ultra-wide, 50 telefoto. Ăsta nici nu are telefoto deloc, face un zoom hibrid de 2x, adică crop din senzor, pentru că fiind un senzor atât de mare, poate să facă 2x din crop. Dar tot ce trece de 2x este o procesare de aia și nu mai îți place cum arată, adică complicată alegere, nu știu ce aș face dacă... Eu sunt unul dintre oamenii pasionați de zoom optic. Folosesc foarte des să fotografiez păsări, animale sau obiecte la distanță sau clădiri la distanță și așa mai departe. Adică sunt multe scenarii în care eu am folosit
Telefonul meu face 5X optic și poate să facă 10X digital destul de utilizabil, adică n-am probleme cu asta. Însă, normal că pe viitor vreau unul care să aibă minim 10 optic și să pot face și intermediar. Deci, deocamdată singurul cu care poți face zoom optic 10X și intermediar cu 3X este S22 Ultra, S21 Ultra, unul din ele. Să vedem cum vine S23 Ultra, care pare să fie identic cu celelalte dinainte, dar este posibil să vedem fie un procesor Qualcomm, dacă se confirmă unele zvonuri, fie un nou Exynos care o să se dovedească mai prost decât Qualcomm, dar mai bun decât ce avem în prezent. Și dacă reușesc să-l facă să nu consume prea mult, ar fi un pas înainte. Poate, cine știe, nu știm, dar cred că Samsung va învăța din eșecul anterior, va învăța din colaborarea cu Google pentru Tensor, procesorul de pe telefoanele Pixel, și va aplica ce a învățat acolo să facă un Exynos mai bun. Cred, sper. Eu nu cred că va renunța la Exynos, sunt mulți bani în joc, milioane de unități vândute, o divizie care este foarte importantă pentru ei, care dezvoltă procesoare în condițiile în care Huawei a dispărut și este o criză a procesoarelor pe piață. Nu cred că vor renunța. E practic imposibil. Ce ar putea să facă? Ar putea să vândă alte modele Gama A sau alte serii cu procesoare Exynos și să lase flagship-urile cu Snapdragon. Dar asta e o altă discuție. Bun, deci avem un ecran 6,6 inch mai mic, dar tot OLED și tot destul de bună calitate. Nu mai este de mare rezoluție, dar luminozitate și calitate bună. HDR 10, 120 Hz, toate alea. Avem un procesor nou, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Din păcate n-a venit deja cu G2, bănuiesc că ei abia așteaptă lansarea lui Gen 2 ca să lanseze noi telefoane Xiaomi cu Gen 2. Dar deocamdată avem Plusul, care e un procesor bun, a ieșit foarte bine în teste, a ieșit bine și la autonomie, deci avem, au avansat. Camerele foto mai bune, un design mai bun, nu-i modifica mult, dar nu mai are margini curbate, ceea ce a început să-mi placă foarte mult. M-am plictisit de telefoanele cu margini curbate, pe care nu poți să le ții că le scapi sau nu poți să le pui pe un suport, că îți cad de acolo. Ecranul este complet plat. E adevărat că se vede, o să vedeți din mână, un pic de margine, ceea ce pe viitor sper să dispară de tot. Dar una peste alta este un upgrade pentru 12. Și pentru 12, și pentru 12, și bateria 5000 mAh cu încărcare 120W și a ținut foarte bine în teste. O să vă arăt și testele după aceea. Cam asta e ideea. Prețul este foarte bun. 3800 pentru 12T Pro și 2800 pentru 12T. Dar hai să vă zic și de 12T, că n-am apucat. Nu e mare chestie. Are procesor diferit. Este primul care are un procesor MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Deocamdată 8100 este foarte bun. După 8100 au lansat un Max, care e 8100 puțin tunat, care e Max. Și văd că ăsta e Ultra. Nu avem detalii despre Ultra asta. N-am găsit nicăieri online și nici n-am avut telefonul 12T la test să văd cum e procesorul, dar bănuiesc că asta se întâmplă. Dat frecvențele un pic mai sus, GPU un pic mai sus și numit Ultra. O să revin cu informații după lansarea oficială. Hai să ne uităm pe testele realizate, după aceea facem o analiză foto-video, iar la final tragem o concluzie legată de acest model. Merită sau nu merită? Hai să vedem! Am venit aici de sus să vedem un pic mai bine ce am pus aici. Eu am avut la test 12 GB de RAM, 256 de stocare, dar acest model nu vine la noi. Vine 8 GB de RAM cu 256, ăla e singurul care vine oficial. Și la cel de bază este 8 cu 120, nu, 8 cu 256 și la ăla de bază. Nu lipsește husa transparentă, unealtă de SIM. Și avem și încărcător de 120W. Mamă, cât de greu e! Jesus! Așa, cu cablul său. Și este cu USB-A la USB-C. Este ok. Cam asta avem în cutiuță.
Telefonul arată în stilul clasic de Xiaomi, dar v-am zis, nu mai au margini, ecran cu margini curbate, ecranul e plat. Marginile lui sunt mai ok, adică poate sta pe suport mai bine, poți să-l ții în mână mai bine, dar nu-mi place spatele ăsta. Ei zic spatele din sticlă, dar parcă seamănă un pic tot a plastic. Mă rog, se simte plăcut la mână, dar se văd și amprentele pe el și e destul de alunecos. După cum vedeți, modulul foto seamănă, dar nu este identic. Deci nu este identic cu cel de la... Dacă nu mai țineți minte, găsiți 12 Pro pe canalul meu. Era nivelat și astea două aveau o dungă și arăta un pic altfel. Aranjamentul e simetric cu trei senzori unul peste altul. Acum, ca să vă și critic un pic că i-am lăudat destul de mult, mie îmi place dacă tot am un telefon foto să am toate cele patru camere. Principală, ultra-wide, cameră de zoom și a patra poate fi de macro sau senzor de adâncime de câmp. Dacă tu îmi pui doar trei sau dacă tu îmi pui două, cum fac unii, nu e de ajuns pentru mine și nu o să aleg telefonul ăla, sincer acum. Adică mi-aleg telefonul după ce am nevoie și vreau un telefon flagship să fie complet, nu pe jumătate. Adică, iar v-am zis, teleobiectivul e important în anumite situații, adică ai nevoie să apropii, să faci poze, să vezi animale, să nu știu, să vezi, să citești un panou care e la distanță și tu nu vezi. Nu știu, diverse scenarii. Am avut nevoie mereu de acest zoom. Doi la mână, îmi place că au fost atenți la autonomie. Adică 12 Pro avea autonomie slabă. Mă îndoiesc că 12 s-a rezolvat ceva având aceeași configurație cu 12, doar că avea procesorul 8 Plus. Mă îndoiesc, dar nu l-am testat, nu mă pronunț. Dar ăsta l-am testat și am în două variante și a doua variantă a ținut aproape 19 ore, adică cât un mid-range, ceva ce mi se pare foarte, foarte bine. Doi la mână, anul trecut, la 11T, Xiaomi uitase de stabilizare optică. Da, telefonul era mișto, era accesibil ca preț, era recomandabil, dar nu avea stabilizare optică. Ei, acum n-am mai uitat. E pusă stabilizare optică și se vede chestia asta, adică nu trebuie să fiu un geniu. Trei la mână, abia aștept să văd următoarea generație de design. Adică n-a fost cel mai reușit design. Parcă anul trecut arăta mai interesant, pe urmă l-a schimbat cu ăsta. Vreau să văd ceva care să concureze Vivo, Oppo, OnePlus, Samsung. Vreau ceva ca lumea. Nu știu, modulul ăsta foto mi se pare sărăcuț și nu știu. Așa, hai să facem o chestie. Hai să-i punem încă doi aici. Sau ăsta blitz, ăsta îl facem și pe el rotund și încă o cameră de, nu știu, de zoom aici. Să fie cumva, să aibă ceva interesant. Cum e modulul la 12S Ultra și cum e la ăsta. În fine, sperăm că pe viitor. Bun, hai să vă arăt acum teste. Prima oară cum a venit l-am pus la test, cum a ieșit din cutie și a scos 14,41. Asta înseamnă cu rată de refresh adaptabilă, cu luminozitate normală, cu aplicații și procesori normale. Asta veți primi și voi dacă nu faceți nicio setare legată de telefon și lăsați așa cum vine el. Da? Este un scor de performanță bun, 12.800, destul de mare. Și am mai trecut toată prin specs. Și la sfârșit vă arăt testul celălalt. 12 GB de RAM, 256 de stocare, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, tehnologii actualizate, adică nu ne jucăm cu astea. Qualcomm Snapdragon 8 Plus, Gen 1. 8 plus ăsta la fel, e un pic tunat. Uite rezoluția exactă, 2712 pe 1220. Este tot un Full HD, ne apropiem de 2560 pe 1440, dar mai avem până acolo. Adică nu e chiar așa numitul 2K. Este 1,5K în zona aia. Se înscrie și asta. 1,2K. Sună ca naibă.
În fine, 6,67 în loc de 6,73, nu e o diferență prea mare, dar parcă eu țin minte că avea margine curbate celălalt. Bateria de 5000, foarte bine gestionată, da? Am pus așa, are modul performanță, modul balance și modul save battery, da? Am pus în performance mode pentru a face testele de performanță. Și avem așa 1275 în single core și 4300 multicore, adică s-a dus departe la multicore. 1274 e deja puțin, dar mergea, am impresia că alea de gaming au scos 1330, 1350 pe acolo. Aici 4300 e foarte bun, n-ajunge Apple, care se duce în 5000 și ceva. 1.069.000, iarăși nu ajunge terminalele de gaming, care se duc într-un 1.100.000. S-a încălzit cu 9 grade, deci un gaming mai avansat pe ăsta va duce la încălzire în mod sigur. UFS 3.1 a bătut tot, nu am niciun dubiu că este cel mai mare, cel mai rapidă stocare. Și iată testul de care ziceam. 18 ore și 48. Și ce am făcut? Am pus ecranul înapoi pe 60 de Hz și am micșorat luminozitatea. Am scos luminozitatea adaptivă, care aia iarăși aprinde, stinge, aprinde, stinge, consumă baterie. Am dat pe luminozitate mai scăzută și am scos rata de refresh și a ținut 4 ore în plus. Mi se pare foarte bun. Și asta e mult și peste terminalele mid-range, da? E un mod foarte bun. În schimb, uite, se vede din testul de performanță, 10.700, că a fost limitat și procesorul. Asta a fost care a făcut diferența atât de mare. Au limitat un pic procesorul ca să țină bateria mai mult. Și partea de foto, vreau să o discutăm pe ecranul mare ca să vedeți imaginile, inclusiv alea care am făcut și la 200 de megapixeli, și la 50, și la 12,5, să vedem cum vi se par și vouă. Iar acum vreau să mai facem doar asta de sunet și după aceea concluzii la final. Difuzarea stereo în ambele părți cu sunet Dolby. Chiar mă așteptam să aibă. Și acum să vedem și pe ecranul ăsta ceva, dar întâi să-i dau quality. Bun, mi se pare foarte mișto ecranul, deci n-am ce să critic la el. Și v-am zis, este o tehnologie bună care a redus și consumul, oferind astfel o autonomie mai bună. Hai să ne uităm pe partea de foto și video. Am făcut poze de zi de noapte, filmare din mână, filmare pe lumină slabă. Și apoi, la final, venim cu concluzie dacă merită sau nu merită acest telefon. Hai să vedem. Bun, pot să laud camera. Se descurcă bine și în condiții de lumină mai slabă și noaptea, dar și în condiții de lumină ca ziua. Uite, se vede cât de curat a ieșit imaginea. Adică fără albastru, fără alte culori de astea cum apăreau la alte modele. Culori foarte bune în lumina naturală, foarte bune. Cerul de un bleu superb, se văd detaliile pe cer, se vede lumina și frunzele de culoarea corectă.
detalii pe clădire cât poate să prindă senzorul de 200 de megapixeli, dar are și momente când greșește, adică cu soarele în spate e mai greu. Uite, aici a făcut-o în ceață totală, da? Se mai întâmplă, se întâmplă și la case mai mari. La fotografie de noapte, toate ies foarte calme, atâta timp cât țineți telefonul cât de cât nemișcat. Se vede decent, adică vă spun că 3 din 4 telefoane ar face poze mult mai urâte decât au ieșit cu Xiaomi 12T Pro. În schimb, la filmare, așa și așa. Nu i-aș da notă maximă pe filmare. Pe fotografie a fost foarte bun. Chiar și pe lumină foarte, foarte întunecată a ieșit totul corect. Îți dai seama ce era în poză, fără să fie... Da, nu are zoom. Asta e o problemă pe care și eu știu și nu avem ce să-i facem. Filmarea din mână este stabilizată, dar încă se simt pașii, după cum vă dați seama și voi. În schimb, detaliile și chestiile din background se văd foarte, foarte corect, exact ca la o filmare cu GoPro, să spunem. Dar aici, având avantajul că este lumina foarte bună și are de unde să scoată culorile și totul calm. Aici cu soarele din spate are aceeași problemă, intră un pic cam multă lumină în cameră și aici nu prea cred că există nici soluții pe partea de tehnică, dar totuși este foarte bine, adică acceptabil de bine. Iar noaptea se descurcă ok, atâta timp cât telefonul nu este mișcat mai violent, adică o să vedeți că atunci când întorc în altă parte este mai imaginea mai pixelată. Dacă ții telefonul în mână cât de cât de mișcat, se vede excepțional. Excelent, nota 10. Aici se vede lumină din spate, telefonul un pic mișcat, încep să apară toate acele probleme care au apărut și pe partea de lumină colorată. Concluzii. Avem două telefoane foarte bine dotate din punct de vedere tehnic și poziționate la un preț bun. Cred că era momentul pentru Xiaomi să revină în forță, după ce au lipsit o perioadă astfel încât au ajuns până să și piardă cotă de piață și să ajungă undeva sub 10% din piața locală, după ce erau aproape să devină numărul 1, adică a fost o scădere destul de mare. Au avut probleme, au fost fabricile închise, a fost transportul foarte dificil, mă rog, să zicem. Acum toate astea au trecut și Xiaomi revine în forță. Nu am informații la ora asta despre modelul Lite, dar după modelul lor de business tradițional trebuie să vină un 12T Lite care să fie foarte mișto. Sau alt model din gama asta medie care să tragă după sine celelalte modele high-end. Cam asta e ideea. Deocamdată ne uităm la ce mai lansează și dacă apare informație despre asta, am să actualizez imediat. Să vă mai zic ce ofertă va fi în perioada de precomenzi și lansarea telefonului. Pentru modelul 12T Pro, care costă 3800 de lei, 3799 lei, cei care comandă acum vor primi cadou un aspirator cu mop din seria Xiaomi, un model foarte bun pe care eu l-am și testat și care face treaba, adică odată ți aspiră pe jos, spală pe jos și lasă totul curat în timp ce tu îți vezi de treaba ta. Iar 12T va veni la 2799, la 2800 de lei, cu un set de căști cadou care sunt destul de interesante. Perioada asta este de pe 4 până pe 14 octombrie, nu, până pe 12 octombrie, de pe 4 octombrie pe 12 octombrie, în care veți primi și cadourile de la Xiaomi. Pentru cei interesați, există și o garanție, extra garanție de 6 luni pentru spargerea ecranului, dacă se întâmplă, ți-e schimbă gratuit.
Și mai există, mi se pare, un cont de YouTube Premium gratuit, dar este pentru 3 luni. Adică să vedeți cum e, fără reclame pe YouTube, ceva de genul ăsta. Cam asta a fost. Sunt la semn noi în continuare, abia aștept să se întâmple și vă țin la curent. Baftă! Ciao!